Salut, sunt Florin Câmpeanu, consultant manager.ro și vorbim acum despre viteza de reacție. Nu o să mai țin minile așa, pentru că e bine să știți. Psihologic vorbind, această atitudine exprimă o barieră pe care eu o pun între mine și dumneavoastră. E o lecție bună pe care ați învățat-o, așa că voi deschide toate ușile către tot ceea ce înseamnă comunicare și cunoaștere. Viteza de reacție. Citind o carte recentă a lui Richard Templer, o carte numită Cele 100 de reguli ale bogăției, am descoperit un pasaj foarte interesant care ar putea fi contras în oportunitățile trimise de Dumnezeu nu îi trezesc niciodată pe cei care dorm. Foarte interesant. Și asta mi-a adus aminte de un banc celebru, un scoțian, care se ruga în fiecare dimineață când se trezea: dă Doamne să câștig la loto, dă Doamne să câștig la loto. După 35-40 de ani, într-o dimineață se trezi și spunând: dă Doamne să câștig la loto, se auzi o voce de undeva din un altul cerului spunând: fiule, eu îți dau, dar joacă. Și joacă repede, pentru că nu mai e timp. Trecând dincolo, în zona afacerilor, viteza de reacție pentru un manager este determinantă. Ea este cea care face diferența între un manager care știe să pună un proiect repede în practică și un manager care așteaptă ca toate condițiile să fie îndeplinite pentru ca acel proiect să se realizeze. Șansele sunt, dacă vreți, de partea celui care reușește să ducă până la capăt acel proiect. Însă, viteza de reacție face diferența între un proiect vândut cu bani buni, care a făcut bani buni la vremea lui, și un proiect care tărăgânează și care poate, la un moment dat, cu o intervenție în exterior, va ajunge la bun sfârșit. Viteza de reacție este definitorie. Viteza de reacție este ceea ce ne diferențiază de epoca aceea în care aveam nevoie de mii de aprobări pentru a muta o hârtie de pe o masă pe cealaltă. Viteza de reacție are o mare calitate, un mare avantaj. Te ajută să dai faliment repede cu ideea respectivă. Iar despre cum să dai faliment repede cu o idee și care sunt beneficiile acestui faliment, o să vorbim într-un episod, dacă vreți, viitor, tot aici pe manager.ro. Un site pe care vă rog să intrați oricând doriți să obțineți informații și sfaturi pentru manager.